Doamnelor și domnilor, îi datorăm Tatianei Niculescu Brancea de-a doua carte, care spune, pe înțelesul nostru al tuturor, povestea acestui ceas de aur care a fost pentru români ceasul regalității, care a bătut în urmă cu 150 de ani la venirea lui Carol I și care, măcar în urechile unora dintre noi, încă mai bate. Dacă în urmă cu un an vorbeam despre Regina Maria, ultima dorință, poveste scrisă de Tatiana Niculescu Bran, cu toată afecțiunea și admirația pe care o poartă acestui om exemplar care a fost Regina Maria, iată-ne astăzi pentru Mihai I, ultimul rege al românilor, carte recent publicată de editura Humanita sub semnătura Tatianei Niculescu Bran, carte care pare deja să fi primit votul de încredere al cititorilor și care a avut o primă lansare frumoasă, spun eu, la Cismigiu, și ne vom strădui împreună, Ana Barton, Tatiana Niculescu Bran, să refacem lansarea de acolo, să vă spunem ce e, de fapt, Mihai I, ultimul rege al românilor, pentru că nu e o monografie, cum poate v-ați aștepta, nu e o carte de istorie, în orice caz nu e o carte numai de istorie, e o carte, în felul ei, foarte caldă. Dacă pentru Regina Maria Tatiana are o enormă admirație, mi s-a părut că pentru Mihai I, scriind această carte, autoarea are o imensă înțelegere. Și această capacitate a ei de a înțelege, de a trăi împreună cu personajul despre care scrie toate traumele vieții și ale istoriei din care trece, e, cred, una dintre calitățile de întâi ale scrisului ei. Aleg să mă opresc foarte scurt asupra câtorva dintre trăsăturile care fac din Tatiana Niculescu Bran un foarte, foarte bun scriitor, cu o scriitură care are un sunet, aș spune eu, aparte și foarte bun în contextul felului în care se scrie la noi. În primul și în primul rând, ea reușește un echilibru perfect între registrul prin care ne furnizează datele istorice, lucrurile care așa s-au întâmplat și așa trebuie cunoscute. De-al doilea, are puterea de a intra în atmosfera vremii despre care scrie, de a deveni la rândul ei personaj acolo și, de adevărată, la cititorul cărții ei, nu mai este un străin, nu mai este un vizitator din prezent în trecutul de atunci, ci la rândul lui devine prezență într-un trecut care trebuie cunoscut, pentru că a nu-ți cunoaște trecutul înseamnă a nu-ți putea configura corect într-o geometrie salutară viitorul. Sunt portretele apoi în lăuntru, unul după altul, o galerie de portrete, și în Aqua Fortă se actualizează pe rând figurile care au străbătut această perioadă pe semne cea mai tulbure, cea mai agitată din istoria României. Sunt apoi descrierile, momente de respiro, momente când se aude natura, când se aude copacul, se aude chiar sunetul turmelor care vin de la păscut. Există și un bucolic care nu a fost întâmplător, un bucolic al acelor ani. Există apoi și anecdoticul. Tatiana are această știință de a învia pagina, de a învia evocarea prin mici scene care, în registru ironic, în registru puțin mai vesel decât ecranul istoriei care e atât de întunecat și sumbru, dintr-o dată să lumineze pagina. Și mai sunt apoi, țin să le amintesc și pe acelea și voi încheia cu un foarte, foarte scurt citat, sunt apoi frazele scurte care cad cumva ca un verdict, oricum care au detentă de aforism, detentă de judecată. Și vă dau una dintre ele, pentru că a fost una dintre propozițiile care m-a pus pe gânduri. Marea istorie se croiește din mici accidente, slăbiciuni ori beteșuguri. Și trec microfonul către Ana Barton, care știu că la rândul ei a îndrăgit această carte. Bună ziua!
O să încep și eu prin a vă citi un fragment scurt din carte, de fapt două. Primul este cel care m-a tulburat pe mine cel mai tare și este la începutul cărții, în prima treime, și sună așa. Curând devine chiar de nesuportat, iar Bona St. John e exasperată. I se plânge reginei Maria că Mihai e cu totul ignorat de părinții lui. Are accese de nemaipomenită încăpățânare. Într-o bună zi se încuie într-o cameră de la etajul al doilea, probabil în reședința de la șosea, și anunță că vrea să sară pe geam. Alertați, angajații care îl au în grijă întind un cerșap sub pe fereastră, gata să-l prindă, pe când el se apleacă periculos de mult peste pervaz, urmărind cu interes agitația stârnită. Până la urmă renunță să mai sară, dar refuză să descuie ușa. Încuietoarea e tăiată cu ferăstrăul. Pune în scenă simularea unei sinucideri, încercând să atragă atenția părinților? Se simte abandonat? Moartea e o formă de dezordine absolută, va spune mai târziu. Dezordinea instalată treptat în familie va fi avut în sufletul lui forma unei prime morți sufletești. De acum încolo, se închide din ce în ce mai mult în el însuși. Acesta este copilul despre care tatăl său va scrie curând așa. Declar prin aceasta că renunț în mod irevocabil la toate drepturile, titlurile și prerogativele de care, în virtutea Constituției și a statutului familiei regale, m-am bucurat până astăzi ca principe moștenitor al României și ca membru al familiei domnitoare. Renunț totodată la drepturile care mi-ar reveni prin legile țării asupra fiului meu și a averii mele. Așa a trăit acest copil despre care noi am aflat că ar fi avut o copilărie fericită, că a avut, că s-a constituit pentru el o clasă specială formată din copii ai oamenilor din toate categoriile sociale, pentru ca micul prinț, micul rege să crească echilibrat. E bine, asta s-a întâmplat târziu. În prima lui copilărie, durerea este cea cu care s-a însoțit, durerea unei mame trădate și abandonate, care i-a oferit copilului foarte fățiș suferința ei și l-a obligat, poate fără să-și dea seama, să fie protectorul ei, oricum îi era martor, al tatălui care l-a abandonat, al unei familii care voia de la el să facă multe lucruri, printre care să și vorbească, iar el, cel mai probabil, suferea de palatoschisis și evita, bineînțeles, să vorbească cum ar face orice copil, nici nu trebuie să fie prins într-o astfel de situație. Tatiana Niculescu Bran nu construiește o poveste. Pictează o frescă, cum făcea pe vremuri Fra Angelico, în această carte. O frescă nu din imaginație, ci din documente. Și așa cum spunea Lidia Boda mai devreme, o simți pe ea însăși, pe autoare, personaj martor în această carte. În această carte despre regele Mihai, pe care scriitoarea nu îl urmărește, ci îl oglindește și în care îmi permit, așa am înțeles eu, să mă contrazici dacă n-am înțeles bine, în care se oglindește aproape tot timpul, o să găsiți foarte multă istorie, pentru că autoarea, Tatiana Niculescu Bran, s-a dus la documente și în funcție de ele a scris această carte.
o să găsiți un adevăr pe care eu nu l-am știut și care mi s-a revelat acum. Și pentru acest motiv consider că Mihai I, ultimul rege al românilor, este una dintre marile și puținele revelații ale mele personal din ultimii ani, că este o carte de excepție, veți vedea dumneavoastră. Eu pot doar să vă spun că această carte este scrisă într-un fel în care scriau anticii. Atât de rar, atât de greu de întâlnit astăzi și care se numea atunci Kalokagathia. Bine, adevăr și frumos. Însemnând că de multe ori binele și frumosul se subsumează adevărului și el poate să le reprezinte pe amândouă. Dați-mi voie, vă rog, să-i mulțumesc Tatianei Niculescu Bran pentru că a scris această carte Revelație. Vă mulțumesc! Bună ziua! Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu când cineva îmi vorbește mult și mult timp despre o persoană de bine și de rău, constant, îndelung, mi se tabloidizează mintea. Adică încep să văd în alb și negru. Ori văd că persoana respectivă e minunată, excepțională, eroică și mult mai sus decât mine și în concluzie mai bine o las acolo. Ori văd o persoană detestabilă, odioasă, iarăși de negândit, pe care tot așa mai bine o las acolo. Și așa mi s-a întâmplat cu regele Mihai, despre care în ultima vreme s-a vorbit enorm, a existat și există încă o inflație de vorbire, de bine și de rău, așa încât, până la urmă, cu cât se vorbește mai mult, cu atât înțelegem și ne întâlnim mai puțin cu el. Ori pariul meu cu această carte a fost să încerc să mă întâlnesc cu el. Să încerc să mă întâlnesc cu el și să ies din ceea ce vă spuneam că mi se întâmplă, adică din gândirea tabloidizată și tabloidizantă. Întâlnirea asta, sigur că s-a făcut pe baza documentelor, a memoriilor, a jurnalelor din vremea lui, unele ale familiei regale, altele ale unor contemporani. Dar dincolo de asta, spre deosebire de un istoric, pentru că eu nu sunt istoric, un istoric care caută să interpreteze evenimentele, să aducă documente noi și să le pună într-o logică a istoriei și a faptelor întâmplate într-un anume moment care a implicat nenumărate destine de oameni. Eu, în calitatea mea de povestitoare, m-a interesat mai mult să știu cine este acest om, ce a trăit el, cum a trăit, ce suferințe, ce bucurii, ce întâlniri providențiale l-au marcat, în ce fel s-a construit destinul lui, de ce a devenit ceea ce a devenit, presupunând că a ști realmente, dincolo de etichete, ce a devenit acest om. Și așa a început aventura mea și întâlnirea mea cu regele Mihai. O să vă întrebați poate, bun, în acest alb și negru al etichetelor, unde se încadrează această carte? Este pentru monarhiști, este pentru antimonarhiști, este pentru cei care iubesc istoria, este pentru cei care detestă istoria, unde e?
Aș îndrăzni să spun că nu e niciunde, pentru că nu are în spate niciun partipris și nicio părere anume despre acest om. Este o aventură a unei întâlniri cu o persoană cu totul remarcabilă. Mă mir că nu s-a făcut niciun film despre el și despre viața lui, care foarte curând trece de la conștiința propriei suferințe la o conștiință politică. Foarte curând, la 18-19 ani. Ceea ce se întâmplă rarisim, cred. Și am vrut să știu cum s-a petrecut acest lucru și cum se face că de la preocuparea față de propriile suferințe și față de propriile pasiuni, poate, se poate ajunge la preocuparea și responsabilitatea față de destinele altora și față de viața unei națiuni. Destinul regelui Mihai, de la naștere până la abdicare, pentru că asta e povestea pe care o spun în carte, este o aventură cu totul remarcabilă despre formarea unei conștiințe politice. Acum, eu aș zice și cred că nu este o biografie romanțată, e departe de a fi o biografie romanțată, nu este un roman istoric, aș îndrăzni să sper că este o biografie cinstită, scrisă destul de sobru, respectând profilul personajului, care este un om tăcut, interiorizat, sobru, de-aia am lăsat și eu propoziții scurte ca să-i las cititorului loc să tacă și să se gândească și să-și închipuie el însuși cum se vor fi petrecut diverse scene din viața acestui om cu un destin cu totul extraordinar, în bine și în rău. Un destin care poate părea frânt, dar care, dintr-o altă perspectivă, mai puțin pământească, eu cred că e un destin împlinit. E, dacă veți simți ceva din toate astea citind această carte, înseamnă că am reușit un pic să vă transmit ceva din întâlnirea mea cu regele Mihai. Vă mulțumesc! Dați-mi voie ca în încheierea lansării noastre să-i dau într-un fel din nou cuvântul autoarei, citind câteva rânduri și mai cu seamă să mă străduiesc să dau voce și regelui Mihai. Suntem în decembrie 1947. Palatul e încercuit de blindate. Mihai se întoarce în cameră și citește din nou textul. Mânia, disperarea, neputința îl înnăbușă. E mai bine decât să fie arestat sau omorât și speranțele românilor să fie năruite pentru totdeauna. E, oricum, un alt ilegal semnat sub amenințare. Mihai se întoarce în salonul unde îl așteaptă regina mamă și cei doi demnitari comuniști, care nu se mai ostenesc să se ridice în picioare la intrarea lui. Regele face o ultimă încercare. Și dacă nu semnezi? Dacă nu semnează, vor fi executați imediat 1000 de studenți care fuseseră arestați pentru că și-au manifestat atașamentul față de tron. Iar dacă va izbucni un război civil, el, regele, va purta întreaga responsabilitate. Să fie oare o cacelma? După plecarea celor doi, Mihai și Sita rămân așezați pe canapea unul lângă altul împietriți. Nu mai e nimic de spus. E ora 15. În seara aceea, adunarea deputaților ia act de abdicare a regelui și proclamă Republica Populară Română. Regele și regina mamă se întorc la Sinaia, ninge și întunericul se lasă repede pe timp de iarnă. Mihai își simte corpul, inima și mintea ca amorțite, ca atunci când ești bolnav de o boală foarte gravă.
Pe 3 ianuarie, într-o seară de plumb, însoțiți de câțiva prieteni apropiați, Mihai și Sita pleacă din gara Sinaia către Elveția într-un tren cu obloanele trase. Și acum vocea regelui Mihai. Ieșeam dintr-un infern al tuturor ca să intru într-unul rezervat numai mie. Mulțumim!